Salutare! Iată-ne din nou la drum, plecând din Lacul Roșu către Durău prin cheile Bicazului, într-o zi de august, deși ne simțeam de parcă ar fi fost octombrie cu vremea asta mohorâtă. Cheile ni s-au anunțat cu vreo câțiva kilometri înainte, prin niște porțiuni foarte înguste de drum, cu sens de mers alternativ și zero vizibilitate. Magazinele de suveniruri sunt semnul clar că ne apropiem de celebra vale săpată în munte de râul Bicaz. Iată-ne intrând și în chei. Am vrut să ne oprim, dar ne-a cam speriat aglomerația din bazarul acesta și am zis să continuăm, căci nu prea aveam unde să parcăm dita mai mașină. Uite că am găsit însă și loc suficient să oprim câteva minute, cât să facem 2-3 poze și să ne minunăm de pereții de piatră care se ridică de o parte și de alta a drumului. Cheile Bicazului se întind pe o distanță de 8 km, iar drumul șerpuiește frumos printre giganții de piatră care îți dau pe alocuri impresia că te vor înghiți. Oricum, peisajul e fantastic, iar sentimentul pe care ți-l dă e copleșitor. Am lăsat în spate cheile și ne-am îndreptat către o altă minunăție, de data asta făcută de om, nu de natură. Barajul Bicaz, de fapt barajul Izvorul Muntelui, căci așa se numește construcția impunătoare ridicată la jumătatea secolului trecut, care ține piept unui lac al cărui perimetru e de 70 de kilometri. E prea răcoară. Apropo, trebuie să mai încărcăm o bucălie de aia, că nu se știe. Zâmbiți, vă rog, zâmbiți, vă rog, așa te ții. Se ia puțin amețeala când privești în jos de pe barajul de aproape 130 de metri înălțime. Baraj am continuat spre Durău, de-a lungul lacului am mers până la capătul lui, adică vreo 40 de kilometri. Am traversat aici, pe malul celălalt, urmând viaductul de la Poiana Teiului. E un pod lung de aproape 1 kilometru. Am făcut apoi stânga și am mai mers 20 de kilometri, până în stațiunea de la Poalele Ceahlăului. Aici ne-am cazat pentru o noapte,
Și a doua zi am vizitat mica stațiune. Nu ne-a impresionat foarte, foarte mult. Marele avantaj al Durăului e că oferă o priveliște foarte frumoasă asupra masivului Ceahlău și posibilitatea de a ajunge pe munte urmând un traseu de 3 ore, 3 ore și jumătate, așa cum arată indicatoarele. Sper să apucăm să facem și noi traseul când va mai crește puțin copilul. Dacă vrei să afli continuarea aventurii noastre prin țară, folosește butoanele de like, share și subscribe.